E, și am ajuns, 8:20, sunt la Cotul Văii. Dă soare, nu pot să filmez din partea cealaltă. Cotul, dar uite ce curvă, mă, am putut merge în direcția. Tot prin tovale, zici că. Exact așa și zice Cotul Văii. Aici. Tipicul ăla de case italiene. În gropi, în munțe. Uitați că e din sat latră, mâncați așa aici. Ia. Astea Cotul Văii. Băieții. Deja și văd aici o casă abandonată. Are antenă, dar păi. N-are nici o migăină, nici un câine, nimic în curte. N-are nici sticlă pe casă. A rămas doar antenă. Cotul Văii, bine ați venit la satul Cotul Văii, din comuna Albești. Da. Deci, de reședință de Albești. Nu știu, mă gândeam să trec el că, nu știu, să mă bag în el așa și să ies. Să mă bag să ies, știi? Că să mă văd ce e aici. Stai că văd eu ce e pe aia, dacă e treaba pe aia. Dar n-am apă. Aia e șmecheria, nu am apă. Nu am apă, mai am apă foarte puțină, am nici o jumătate de litru. Da. Deja mă uit unde să faci cu trebuie, să pun. Asta e sat lung, mă, asta. Asta e foarte lung. Și tot așa e, pe dealuri și pe... Deci pe aici nu prea o ardă așa pe jos, pe aici... Și aici mi-e la bun cortul să-l fi pus. Da. Dar n-am apă. Aici, tot mai acolo, aici. Mamă, ce șarpe mare am văzut și gros, hai de capul meu. Mă, cât îmi trebuia, mă, 10 secunde, mă, să-l filmez, mă, 10 secunde dacă mai stătea acolo. Ce gros a fost. Mă, zic, ăsta, da, ăsta mă papă. Ăsta mă papă. Uite, tot. Aici începe oarecum casele. Oarecum casele. Să văd ce găsim așa mai interesant aici. Mai interesant ce? Ce e de așa de interesant aici? Nu știu nici eu. Nu știu, n-am nicio idee. E verdeață multă. Am urcobor, urcobor, că cam ăsta e tot sat. Că așa este. Așa am venit eu tot. Peste tot am venit din nou. De la Albești tot așa am venit. Urci, cobor, urci, cobor. Mă găiam și aici la intrare. Mă zic, am apă. La o casă. Dar să găsesc și aici loc. Cred că aici e ok, că nu mi-e să mai mă duc mai departe. Și... Deja e loc să... Timp, că dacă mă duc prea mult încolo, trebuie să ies după aceea. Că îți dai seama. Între case nu-i loc, între case. A, te văd că nu-i abandonat, e o mașină acolo. Nu știu ce. A, mă, nu se vede nimic. Of! Am intrat. Începem vânătoarea. Am aici tocmai în stradă, nu am eu chef așa. Tau iarba. Casă și păstătăt, așa, împrăștiate. Cred că sunt împrăștiate. Am eventual aici, dacă intri în sate, sunt aliniate, pă. Aici tot atât împrăștiate. Aici e foarte multă agricultură și cam tot se ocupă cu agricultură pe aici. Foarte, foarte multă agricultură. Uite, deja e o stradă. Stradă asfaltată înseamnă că încolo stă cineva. E mișcare pe aici, înseamnă. Păi, e mișcare. Păi. Am multe ce pot să filmez, că sunt mulți copii, uite mă, ce de copii sunt aici. Și acolo, dai seama că mai sunt mulți de ăsta, uite, copii cu copii în brață. Nu
Nu ai ce să... Opa, 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 uite, 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 nici apă pe drum. Nu prea în ce, că-s prea marcade. Acum intru în centru, cum ar veni. Îți dai seama că acum trebuie să ies, să-mi fac rost de apă și ies, nu stau. Chiar n-o să stau. Nu stau, că eu fără 20. M-am o oră. O oră și 20 minute. Am atâta, au fără un sfert, că m-am trecut alea 4 minute. Am fără un sfert, deci o oră îl trec, dar n-a fi 5 km de lung oraș. N-a fi atâta. Deci prima clădire, îi treaba, ia să vedem. Ce e aici? Ceva depozite. Dar și asta e abandonat. Nu prea vă treabă. Uite, uite ceva mișcare pe aici. Aud gălăgie. Foarte multe mașini vin aici, dar nu știu unde îmi pleacă aici. Vântă la Negru Vodă, vântă, cred că. Că de aici mai e 10 km, pentru o mașină 10 km ce e? Ce? 20 de minute și au ajuns. Că și ăsta e destul de mare. N-au. Ia să vedem. Nu au trotuar, băieții. Perfect. Aici capul vremului. Nu au trotuar. Dă soarele în ochi, mă. Trebuie să mă bag în el, asta e, că n-am nicio șansă. Să mă bag și să mă culc la celălalt capăt, asta e. Și am avantajul mâine. Ai nu găsești pe satele astea curent, mă. Nu. Ai nu găsești. Am uitat să merg la birt, să ascult poveștile lor. Numai așa, să merg la un birt. Trebuie să stai acolo să le ascult pe toți, că tătul sunt acolo. Tătul, la ora asta tătul sunt acolo. Totul sunt acolo la birt. Păi și bogătâneală pe aici. Aia dă soarele în ochi, mă. Na, am o mai grijă. E ok, liniștit. Nu trotuar. Bună, străiți! La Baia Mare. Da. Și de la Baia Mare vin. Mă întorc înapoi. Mulțumesc mult. Și vedeți, nu sunt asfalt, nu e nimica. Deci un oraș, pot să zic, în paragină, pot să numesc case vechi, bătrânești. Nici aici nu e nici mișcare, stai, nici că nici aici. Îmi dau seama să vede altfel activitățile. Aici e ceva. Biserică. A fost ceva. A fost ceva. Ai abandonat. E bun. E bun, e abandonat. Aici e o stradă, mere stânga. Dar nu au trotuar, fraților. Deci aici așa nu ori pe trotuare. Nu. Ăsta, atunci, îl bag în categoria o comună de tranzit. Deci aici nu umblă lumea, umblă pe stradă, ca pe vremuri. Pe stradă, toată lumea și cai, și oamenii, mai și oile. Că cam asta e. Piatră, foarte multe piatră, uitați. Tot așa genul ăsta de casă, am văzut foarte multă. Și garduri, uitați. Și garduri tip siciliane, tip Sicilia. Genul de casă cu piatră. Gard de piatră. Uite așa era pe Sicilia. Aici. Dacă v-ați stat în filmările mele, știți, garda de piatră, aici sunt. Doamne ajută! Sănătate! Uite aici școala. Mamă, îmi dă soare, trebuie să mă mut acum iară. Uite-ți, alt abandon. Asta nu s-a avea casă niciodată. Dar bine ca o grădiniță. Dar nu e grădiniță. Nu, eu nu și-o pus gard în curte, jucării din alea. Noi, nu-i ce vedea. E prea, uite, cealaltă casă. Lasă-vă ce scrie acolo.
Bucătatea Cotul Voinic, existarea sănătatea veterinară, familia Albine, asociația crescători de albine, da. Ah, seci. Du-te, nu mă fac să zic eu ce e, ce altceva. Păi aici sunt cu albinele. Cam așa aici, mijlocul orașului. N-au un trotuar, un metru de trotuar, bine ca o șanță din astea, când vine ploaia, or fi pline, bine ca o șanță din astea. Bine ca o din astea, astea sunt cele mai importante. Am uitat după birt să văd, dar nu văd niciun birt. Cine știe pe unde a fi ăla, poate pe la capătul satului, știi? La capătul satului, că dacă îl făcea aici mai aproape, atunci e scandal pe reguli pe zonă, știi? Asta e, n-ai ce să vrei, uite, vinde ouă băiatul, câine te așteaptă dacă vrei ouă. Multe pustiu și liniște, toată lumea, oi, ca pe vremuri. Pe stradă, în povești. Nu, că se dușmănește lumea zoaga astăzi. Că, de exemplu, ăsta de ce are flori la grădină, asta e circa asta așa, atunci lumea nu mai iese pe stradă la povești. Nu mai iese. Da, cam asta e, băieții. Mă bag încolo să nu bage muzica. Și cam ăsta e drumul meu, tot înainte. Drept. Trebuie să mă duc înainte. Dar ce, am urcat dealul ăsta, băga-mea și piciorul. Urc, nu e problema. Da, ce să vă zic, băieți, nu mai țin mult filmarea, pentru că și așa e prea mult și tot nu-i mic de văzut, doar tot felul de chestii non-existente, asta e abandonată și multe. M-am pupat o zi bună, că s-aude muzica și bagă ăștia iară drept de autor pe muzică la... Da, pa.